nu era totuși mai bine înainte? Venea fiscul, dădea o decizie de asta de impunere și gata, scăpai mai repede. Că acum tu poate tu să completezi, din e mai complicat. Din punct de vedere pentru practic, cetățean. Pentru cetățean, s-ar putea să fie într-adevăr o perioadă de probleme, pentru că s-a trecut pe lângă schimbarea declarației și la sistemul de autoimpunere. Anterior se declara de către contribuabil venitul și era organul fiscal cel care calcula impozitul, dădea o decizie și contribuabil avea un termen de 60 de zile să plătească. Cu problemele de rigoare, pentru că am constatat, așa cum spunea și domnul ministru de finanțe, că au fost o serie întreagă de întârzieri și sunt foarte multe decizii fiscale pe care organele fiscale nu le-a emis în timp, deși contribuabilul a depus declarația de venit, organul fiscal nu i-a spus cât trebuie să plătească și ca atare sunt foarte multe sume pe care statul nu le-a încasat. În acest nou mecanism, practic, și în cazul persoanelor fizice, se trece la acest sistem specific companiilor, unde contribuabilul este cel care declară impozitul și este obligat să-l și plătească până la termenul stabilit de lege. Prin urmare, din toată această procedură, cu siguranță probabil că vor apărea, mai ales în perioada de început, o serie întreagă de neclarități, poate, pentru anumiți contribuabili în a-și identifica exact procedura de declarare, de calcul, dar cred că este un pas spre modernizarea sistemului, adică această calculație de către persoana fizică în final duce la o simplificare a activității ANAF-ului, pentru că nu are decât de verificat eventual ulterior prin sondaj dacă declararea impozitului a fost făcută corect și plata ulterior la rândul ei a fost efectuată. Dar pe de altă parte, cetățeanul practic poate să-și completeze greșit declarația. Nu credeți că vor fi probleme pe partea asta? Cred că, până la urmă, nu calculul în sine e greoi, adică a calcula impozitul aferent sumei, nu cred că este o mare problemă atâta vreme cât veniturile au fost declarate în mod corect. Principala problemă e de a identifica fiecare persoană toate veniturile și mai ales cheltuielile aferente în cazul activității independente, în special unde sunt o serie de cheltuieli care pot fi deduse la calculul venitului net. Pentru celelalte situații în care nu se deduce nimic, practic discutăm de declararea unui venit și dacă la venitul respectiv aplic și procentul, nu e mare lucru de făcut. Adică problema de calcul în sine nu cred că e atât de mare pentru marea categoria persoanelor care, de fapt, obțin venituri fixe, să spunem, fără a avea niște costuri aferente activității respective. La ce trebuie să se uite persoanele care trebuie să o completeze? Că și presupun că și dumneavoastră va trebui să o completați. Trebuie să se uite, în primul rând, să-și facă un inventar al tuturor veniturilor pe care le obțin. Pentru că sunt, poate, situații în practică în care o persoană n-are o vizibilitate foarte clară asupra venitului pe care îl obține. Și mă refer aici la multe cazuri, în special în zona de vânzări, unde apar diverse metode de stimulare a vânzărilor în care persoanele implicate în vânzări primesc diverse bonusuri de cele mai multe ori în natură din partea unor producători care stimulează agenții de vânzare ai comerciantului pentru a performa, să spunem, într-un mod corespunzător. Și atunci, de cele mai multe ori, persoana fizică respectivă nu are vizibilitate neapărat pe acele sume, pentru că nu le percepe ca fiind un venit primit în numerar, pentru că, așa cum spuneam, de cele mai multe ori sunt date sub formă de premii numite în diverse excursii sau diverse alte tipuri de stimulente. Și atunci ar trebui să înțeleagă exact care este statutul acelor sume. Dacă cel care le acordă le declară ca venituri din alte surse pe care îi le dă acestei persoane, urmând să le raporteze ulterior fiscului, pentru că e obligat să facă acest lucru, s-ar putea să trăiască în situația în care fiscul are acea informație că el a obținut o excursie în sumă de, care poate depășește acel plafon de 22.800, dar el nu și-a dat seama că de fapt avea în spate această corespondență de venit în ceea ce privește excursia pe care a primit-o. Credeți că vor fi multe cazuri în care persoanele fizice vor completa greșit această declarație, iar practic să piardă statul cumva? Cel puțin în primul an?
să completeze greșit în sensul să nu declare, să nu declare, cred că mai mult decât înainte. Adică, până la urmă, astfel de declarații, așa cum spuneau, mai ales în zona activității independente, erau depuse an de an și nu se schimbă decât formularul. Deci nu cred că acolo poate să apară probleme semnificative. La toate celelalte categorii de venituri poate apărea o problemă din perspectiva contribuțiilor, mai ales, pentru că acolo eventual ar fi niște obligații de plată suplimentare de contribuții sociale pe anumite venituri suplimentare, unde poate apar diverse probleme. Nu exclud astfel de situații, pentru că, așa cum spuneam, orice lucru nou și care până la urmă e destul de complex, poate genera la început o serie întreagă de probleme. Cum recomandați să fie completată, online sau să meargă ca de obicei la ghișeu? Că acum în primul an încă se mai poate la ghișeu. Eu cred că varianta online e cea care ar rezolva problemele și în plus ar genera și un avantaj fiscal în sensul că s-ar obține o bonificație în ceea ce privește impozitul, acea bonificație de 5%. Cred că până la urmă însă contează mult de persoana care completează. Eu cred că sunt o serie întreagă de persoane de o anumită vârstă, să spunem, care au acest exercițiu al completării de formulare online și a facilității, să spunem, pe care o regăsesc în interacțiunea online cu orice tip de autoritate, însă e și o altă categorie care e mai confortabilă când are în față o foaie de hârtie și un creion și atunci cred că până la urmă va conta preferința personală și nu atât de mult avantajele, să spunem, obținute printr-o formă sau alta.